Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre modul în care rugăciunea poate să transforme o generație întreagă de oameni credincioși. De multe ori avem impresia că putem ajunge cu Evanghelia folosindu-ne de persoasiunea sau abilitățile noastre, dar de fapt rugăciunea rămâne cea mai bună arma noastră în efortul nostru de a duce Evanghelia la această generație de oameni credincioși. Doar rugându-ne îl vom vedea pe Dumnezeu la lucru. Îmi aduc aminte că atunci când am ajuns în Etiopia, am predicat pe un stadion în capitala Addis Abeba. A fost un lucru extraordinar să văd că, deși abia se sfârșise un război civil, stadionul era plin de oameni care veniseră să audă Evanghelia. Dar ce mi-a atras atenția cel mai tare a fost un grup de 200 de bărbați care se rugau. Ei s-au rugat într-o cameră mică timp de 30 de minute. Apoi au fost înlocuiți de alți 200 de frați. Și, tot așa, timp de două ore s-au rugat, în total, 800 de bărbați pe perioada întregii evanghelizări. Iar atunci când am început să predic, au fost mii de oameni care s-au întors la Hristos. Acei frați au înțeles ceva important. Au înțeles că rugăciunea poate să transforme o generație întreagă de necredincioși. Ei au înțeles, de fapt, ce a afirmat Domnul Isus, și anume. Că nimeni nu poate să vină la el dacă Tatăl nu-l atrage. Acesta este unul din cele mai mari adevăruri din Sfânta Scriptură. În Ioan 6, cu versetul 65, Domnul Isus se uita cum noroadele îl urmau și le-a spus ucenicilor atunci când cei mai mulți se îndoiau de el. Ascultați-mă, oamenii nu pot veni cu adevărat la mine dacă Tatăl. Nu-i atrage la mine. De aceea rugăciunea este atât de importantă, pentru că ea ne aduce aproape de tronul de îndurare a lui Dumnezeu. Iar atunci când ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere în inimile oamenilor pentru care ne rugăm. Doar el poate să facă lucrarea de convertire în inima omului. Doar Dumnezeu poate face acest lucru. De aceea rugăciunea noastră este atât de importantă. Așadar, nu este de mirare că atunci când ne uităm la această generație de oameni necredincioși, suntem tentați să spunem: Nimeni nu va crede vreodată. Oare cum putem ajunge cu Evanghelia? La oamenii aceștia, doar prin puterea lui Dumnezeu, venind înaintea tronului Său de îndurare, ca astfel El să trimită Duhul Său cel Sfânt pentru a atrage oamenii la Domnul Isus Hristos. Adevărul acesta a fost subliniat mereu de Domnul Isus înaintea ucenicilor Săi, și anume că lucrarea lui Dumnezeu poate fi înfăptuită doar prin puterea Duhului Sfânt. Așa că te rog să nu spui încrederea în puterea ta de convingere, în abilitățile tale sau darurile tale spirituale. Și puneți încrederea doar în el. Mergi înaintea Domnului și spune-i cu toată inima: Lucrează, Doamne, și pregătește inimile acestei generații de oameni, și îl vei vedea cum va lucra.